Bună, dragii mei, sunt Bianca Drăgan, iar astăzi la cancan Can Exclusiv vă am alături de mine pe David Enco, pe care probabil îl știți drept șoferul lui Shelly. Bună! Bună, bună! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc de invitație, de fapt, <laughs> mai degrabă. Hai să facem așa o scurtă prezentare. Cine ești tu și cum ai intrat în atenția publicului? Sunt un băiat simplu, un om normal, uh, care a intrat în atenția publicului prin Shelly. Uh, am fost lui timp de patru luni, în care a fost de acord să facem content împreună, mai exact pe TikTok, erau niște daily vloguri, să le spun așa, dar nu erau daily. Uh, noi le numeam Day in the Life uh -huh. și practic în videoclipurile respective îl ilustrează pe el ce face el într-o zi, cât muncește și cum muncește, cu comentariul meu peste. Cum te ai împreună cu Shelly și cum ai ajuns să fii șoferul lui? Păi, n-a fost atât de Simplu, dar nici în același timp n-a fost nici foarte greu. Eu mă știam foarte puțin cu el de dinainte. I-am trimis niște prăjituri, mama se ocupa cu prăjituri, e șeful cofetar. Ce drăguț! Și după asta ne cunoșteam foarte puțin, adică super puțin. Ulterior, după un an, cam așa, i s-a luat permisul, știți povestea. Iar tovarășul meu, Edi, care este în prezent editorului fostului șofer, Uh -huh. Mă sună într-o zi și mă întreabă ce face în următoarele patru luni. Și zic, bă, nu știu. Adică, eu aveam un plan să plec, plec chiar și în America. Am fost plecat în America vreo doi ani la rând și îmi doream să plec chiar și în America pentru că îmi doream să investesc în business-ul alarmei. Dar uh, s-a evit ocazia asta și am acceptat-o. Pentru că știam că am mult mai mult de câștigat pe plan intelectual decât uh, pe plan material. Dacă are sens. Are sens și e foarte tare că ai spus că ai fi vrut să câștigi pe plan intelectual și nu neapărat din punct de vedere al imaginii tale online. Da. Cred că asta este Am dificilat. mers, m-am angajat la el, de fapt am vrut să lucrez cu el, doar pentru a învăța ce înseamnă mediul ăsta online, cum își gestionează business cât de organizat este și să văd practic cum este viața unui om de succes. Și cum ți s-a părut procesul? Este wow! Adică E foarte, e foarte complex, pentru că nu e, nu e o viață simplă, lucrează foarte, foarte mult și am avut zile în care lucram, nu știu, și 16-17 ore, cea mai lungă zi a noastră a fost de 27 de ore. O zi și 3 ore, exact, de fapt. Da, 27 de ore am lucrat um, și e o zi foarte, e o, este o viață pe care mi-ar plăcea să o am, adică mi-ar plăcea să fiu atât de ocupat să am o viață super ocupată. Pare că începi să duci această da, viață. am început destul de... Au, început a fost destul de greu pentru mine, pentru că încă sunt emoțiile alea. Și acum am emoții, dacă vine să crezi. Nu se vede. Da, pare că nu am, dar de am. bine, ăsta este un plus. Da, să zic că m-am mai învățat un pic cu camera, doar că încă am emoții. Ideea este că Încerc să mă obișnuiesc ușor, ușor, pentru că fac și contentul online deja. Am început cu vlogurile pe YouTube și se observă. Și na, am început să fiu și mai organizat pentru că noi eram foarte dezorganizat înainte. Mm -hmm. Am început să îmi pun chestii în calendar. De la el am învățat lucrurile astea. Organizarea asta de la el am luat-o și încerc să o aplic și în viața mea și funcționează. Și pe lângă treaba asta mă ajută să am o viață oarecum mai simplă. De ce ați ales să păstrați misterul? în privința identității tale? Misterul a fost strict marketing, adică doar marketing, a funcționat foarte bine, a fost o idee extraordinară, care de asemenea este ideea lui. A zis că dacă o să, mă păstrez, o, să o să păstăm fără fața mea, o să o mult mai bine. Și asta s-a întâmplat, adică toată lumea voia să știe cine e șoferul lui Shelley. Dar ați pornit această idee din prima zi în care ai devenit șofer sau a fost o chestiune care s-a dezvoltat pe parcurs? Nu, din primele videoclipuri. Nu. De fapt, de la primul videoclip nu s-a văzut fața mea și așa am păstrat-o pentru că mi se părea și mie mi se părea oarecum mai interesant pentru că mi era, mi, mi era mai ușor să vorbesc. Uh, nu mă filmam pe mine și acum, ți-am spus, uh, e, e, mult mai, e oarecum încă greu să mă filmez pe mine când vorbesc, mai ales și pe telefon, pe, Insta, pe Instagram, pe YouTube, whatever dar că mi era mai ușor să fac comentariu. Plus că dădeam multe dintre ele sunt și voice -e. Uh -huh. Adică comentez peste videoclip. Nu a fost niciodată deranjant pentru tine în aceste patru luni faptul că erai șoferul cuiva și că nu aveai cumva o identitate proprie? Nu știu, te-ai gândit că poate lumea te urmărește doar pentru că ești șoferul lui și nu pentru ceea ce ești tu de fapt? Uite, îmi place foarte mult întrebarea asta pentru că nu mă deranja să fiu subanonimat, dar în același timp am știut să-mi câștig, cum să-i spun, am știut să-mi câștig aprecierea uh -huh. singur, pe lângă Shelly, aprecierea lui Shelly. În același timp îmi câștigam deja fanbase-ul meu. Pentru că după ce am făcut noi Instagram-ul a, a fost după vreo și un pic, tot m-am rugat de ea să facem Instagram, nu mai zis că nu are sens, zic, bă, are sens. Am făcut contul de Instagram și foarte, primeam foarte multe mesaje, și acum primesc sute de mesaje pe zi. La care încerc să răspund aproape zilnic la fiecare persoană în parte. O să mă întreb probabil de ce fac asta, pentru că majoritatea audienței mele în momentul ăsta sunt copii cu vârste, nu știu. Am copii și de 9 ani care, se, care mă urmăresc, dar sunt copii și de, nu știu, 25 de ani. Că și la 25 de ani tot copil este. Corect. Oarecum. Adică am. e o plajă foarte largă de vârstă care mă urmărește și oarecum încerc să mulțumesc și partea aia și partea aia. Și plus că un copil, unui copil de, nu știu, 10-12 ani, dacă îi răspunzi, dacă și ești o persoană publică, apreciază foarte mult și poți să-l influențezi în bine. Adică eu susțin foarte tare treaba asta cu să meargă lumea la școală, să-și facă temele, să învețe, pentru că este super necesar și e un lucru pe care cu toți ar trebui să-l facem. Și mulți copii iau, te iau drept exemplu când te văd în online, nu știu, inclusiv nu știu, pe toată lumea, toți influencerii pe care, Correct. sunt în România au audiență și de copii care iau de, drept exemplu, care zic, că, nu știu, unii zic că ăla e idolul meu, spre exemplu. Mm -hmm. Și, na, dacă tu faci nasoale, poți să influențezi în rău. Și ceea ce nu a fost niciodată ideea din spate. Mi se pare foarte tare faptul că realizezi că ai această responsabilitate față de copii. Automatăți. automatăți iei uh, responsabilitatea asta când faci lucrul ăsta, când îți expui, în primul rând, viața online. Pentru că știam de la început că targetul meu nu va fi uh, o audiență în vârstă, mm -hmm. pentru că și eu sunt mic și nu am subiecte de, de genul acesta, dar cu timpul vor crește. Și pot să ajut la educația lor oarecum. Adică dacă fac niște lucruri... Și asta îmi doresc să fac. Adică, fac niște lucruri care să-i ajute pe ei să se dezvolte. O să vreau să fac niște chestii pe plan financiar, să-i ajute să se, să se educe financiar. Foarte tare. Urmează. Sunt niște proiecte în desfășurare și vor ieși, sunt sigur că vor ieși. Cu multă muncă, că asta e toată ideea. Dacă nu muncești, nu ai. E foarte simplu. Te-a flatat uh, faptul că și l a avut încredere să-ți dea mașina lui pe mână? Tu având 21 de ani și neavând foarte multă experiență la volan, că mă gândesc că ți-ai luat permisul de 2-3 ani. Da, adică... am luat permisul la 18 ani. Uh, nu știu, am avut, cred că, un singur accident, care a fost, a fost într-adevăr, din mine a mea, dar ceva foarte minor. Uh, nu știu ce să zic de flatat ăsta. M-a flatat, dar nu m-a flatat în același timp. Pentru că... Eu am, fost foarte, eu am fost mereu o persoană responsabilă. Mie nu mi-a plăcut să Mă joc cu viața mea în primul rând, pentru că strada nu iartă și știu treaba asta. De asemenea, nu îmi place să fac bocăne. Nu mi-ar plăcut niciodată să fac bocăne. Eu am fost un copil foarte minte și înainte, când era mai mic, eram, nu făceam probleme, nu era un copil pe problemă. Dar problema principală a fost că eu nu aveam cu ce să ajung la el. Eu sunt foarte departe, sunt undeva la vreo 20 și un pic de kilometri unde... Față un, unul față de altul, pe care trebuia să-i străbat în fiecare zi, dus și întors. Iar eu neavând mașină, nu aveam cum să A, ajung Adică nu aveai mașina ta personală? Nu. Ok. Nu am avut mașina mea personală. Inițial m-am dus cu mașina părinților mei, doar că și ei aveau nevoie de ea. Mi-a dat la început un pic câteva săptămâni să îmi fac treaba cu ea, pentru că na, era important și voiam să mențin legătura asta și să mențin colaborarea cu Shelly, să nu mă dea afară, practic. Uh, și ulterior i-am pus problema că, bă, știi, că eu nu am mașină, ai mei au nevoie de mașina asta, după ce ne-am mai împrietenit oarecum. Și te-ai de... permis. Da, nu am avut niciodată rușine de el și în continuare nu am rușine de el, pentru că îl consider un tovarăș chiar din, din, a doua zi de muncă îl consider un tovarăș. Foarte tare. O să-ți povestesc de ce după aia. Uh, da, și am propus treaba asta și a spus că el inițial mi-a spus să iau uh, un serviciu ăsta de ride sharing, că nu dăm nume, probabil. Ba, da, poți să dai ah, Uber, Uber. Mi-a da. zis să-mi să, dau, mm -hmm. să iau Uber-e, zic, bă, ideea e că dacă mi-aș în fiecare zi, pentru că el nu m-a lăsat să plătesc pentru nimic. Asta a fost toată ideea. Eu nu plăteam absolut nimic când, cât timp eram cu el la muncă. și mi zis, bă, dacă... Eu m-am gândit la el. El am zis că dacă luăm un în fiecare zi, pe lună o că la o sumă foarte mare pe care o dăm doar pe treaba asta și nu e necesar. Aș putea să-ți iau mașina. Și mi-a zis că... Da, iau. A fost... Inițial, de fapt, a fost, inițial a fost un pic mai reticent, dar s-a mai gândit vreo oră, două și mi-a zis că pot să iau. Tare. Că el știa cum conduc, că până mi-a dat mașina lui, am făcut ceva drumuri, am avut multe drumuri împreună. Am fost cam prin toată țara. Ok, și de ce spui că l-ai considerat prieten? Uh, așa, zi? în a doua zi de muncă, care a fost și cea mai lungă zi de muncă cu el, uh, era, nu știu, șapte sau opt dimineața, terminase întreaba și am mers și mi mi-a zis că, mi-a zis David, încă, hai să mâncăm o Și atunci când mi-a zis treaba asta, zi, nu știu, mi-a trezit mie niște emoții în mine, habar nu știu de ce. Și am stat, nu știu, stăteam, să ți minte, și acum stăteam amândoi în mașină și mâncam șaorba. Și la ora 8 dimineața. Trebuie de somn amândoi. Și am mâncat și după am plecat acasă. Cu mașina, uh, nu cu mașina lui, aveam altă mașină, nu mai contează. Te întrebasem dacă te simți flatat în legătură cu mașina, pentru că citisem că la un moment dat, din păcate, ei și lovit-o și sunt curioasă ce reacție a avut după. S-a întâmplat, din păcate, sau nu neapărat din păcate, că a fost ceva mic, uh, Na, a fost amuzant din punctul meu de vedere, ideea, ideea era că am fost foarte obosit, eram foarte obosit, dormisem vreo două sau trei ore și am trebuit să mergem la un podcast om, pe centură departe undeva, nu știu, am mers mult până acolo, din Băneasa până departe, nu știu, în Cernica sau nu știu unde am ajuns. Și am ajuns acolo la podcast, eu îmi făceam un vlog în ziua respectivă, daily vlog-ul meu, Uh, și el s-a dus la podcast și am stat vreo oră jumate sau ceva de genul. Și m-am dus în mașină, m-am pus acolo în spate și am făcut năniță un pic, eram obosit. Și după aia când a venit el, m-a prins când dormeam, bine, m-a trezit și a zis că, hai să venim repede că ne grăbim. Și spun, ok. M-am urcat la volan, nici nu-mi revenise din somnul ăla, adică până că eram pe jumate adormit. Și am dat în spatele și filmam o mașină foarte lungă, gândiți-vă 5 metri și jumătate. Nu mi-am dat seama, nu m-am uitat în camere. Mașina are camere 360. Bine a fost totala mea. Mașina este foarte lungă, nu m-am uitat în spate, mă am uitat în oglinzi și nu știu, m-am dat cu spatele în așa fel încât am dat în altă mașină. Uh, norocul meu a fost că mașina respectivă a fost, uh, era un, a unui mecanic și era în fața, de fapt, mașina era fixă în fața unui service care, okay. și mașina era un, a unui mecanic. Am am lăsat omului numărul în geam să mă sune, M-a mi-a zis că nu-i problema să stau liniștit, am plătit reparația respectivă, am rezolvat-o amiabil, practic. Uh, și după asta, a trebuit să repar mașina. N-a fost, uh, fost o daună de mare, a fost doar folia PPF, noroc mă că mașina a avut folie, e întreagă foliată. Uh, după asta, am rezolvat cu cei de la Custom. M-au ajutat ei. Zim ce reacție a avut și ei? El era în mașină când, când am lovit mașina. Uh, nici nu mai țin minte. A fost tot asta. El, el, a zis să mă opresc. El a zis, bă, 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 a țipat la mine. M-am trezit, efectiv, am pus frână. De tot. Și zic, da, și mi-a zis că cred că ai lovit mașina, dar vine că și zic, nu cred. Nu se simțise nimic, efectiv, n-am simțit nimic eu. Nici noi, de fapt, noi, amândoi n-am simțit nimic. m dau eu și, de fapt, o chiar o lovisem. Și a zis că, da, i-am zis că plătesc, că nu e nicio problemă, asta e. Muncesc și plătesc, nu e o problemă de. Da, aia, că nu era ceva rău. Uh -huh. Și ce că stai în liniștit, că la o rezolvăm, vorbești și tu cu cei de la custom și rezolvăm. Și m-au pe mine că cei de la casă, nu pe el. Adică eu am rezolvat, tot eu am rezolvat problema. Eu trebuia să rezolv. Corect. Dar n-a fost nimic rău, practic. Chiar n-a fost nimic rău. Am schimbat folia și atât. Doamne, știu că n-a fost ceva mai rău. Spune-mi care a fost momentul în care v-ați decis să faceți reveal Nu N-a fost niciodată... N-a fost niciodată un moment în care ne-am decis să facem reveal -ul. A fost oarecum... A fost natural mai mult sau mai puțin. Ideea e că noi am luat, eu îmi doream să fac treaba asta la un moment dat foarte tare, adică îmi doream tare rău să fac review mai repede, pentru că pe la finalul colaborării simțeam că moare din hype. Și am zis că, bă, dacă nu-l fac acum, posibil să nu mai prindă la fel de tare. Adică aveam emoția asta, am, avut mereu stresul ăsta. Presiunea, da. Da, că nu, putem, nu mă bazam pe nimic, pe ceva sigur, adică nu știam ce să se întâmple. Bă, dacă o să fac face review dacă nu o să prindă, dacă nu. Dacă am făcut toată munca asta în zadar. Bine, oricum, măcar am învățat ceva, dar tot aveam teama asta. E, na, nu știu. Uh, și am vorbit cu el și am ajuns la concluzia că facem face după ce și-ai permisul, să aibă o logică, adică să fie totul cronologic, să aibă un, oarecare, o oarecare. să aibă o oarecare idee. Uh -huh. uh, am dat ulterior permisul, în iulie, numai și pe 20 ceva iulie. Uh, am mai stat un pic, am mai stat câteva zile. Și am, organizat, am făcut un live pe YouTube, am deschis și propriul meu canal, datorită lui am și verified pe YouTube, înainte de 100.000 de subscriber, că... Ah, ok, nici nu m-am gândit la asta. verified pe YouTube, la, la 100.000 de, da. de, subscriber, când e și placa de 100.000. Da, 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 Eu l-aveam dinainte. Uh, am făcut un live în care au venit și mai, mai, mulți, mai mulți oameni, a fost și el pe live, dar pe FaceTime nu a putut să participe. Am făcut FaceTime, a fost totul super ok, am avut foarte mulți oameni pe live, mai mulți decât mă așteptam, am avut undeva la... Uh, maximul de persoane, cred că au fost vreo 4.000 și un pic, Noi. de ce e destul de mult. Și a fost foarte, a fost foarte, am fost foarte cald primit de către lume. Adică lumea s-a bucurat, majoritatea lumii știa cine sunt, adică 90% din oamenii de pe live știau cine sunt, dar am fost foarte, primit foarte cu căldură, așa, foarte drăguț. Nu mai la o primire de caldă. Plus că nu am avut hate, nu prea am hate nu știu de ce, probabil că să urmeze, adică mă aștept și la treaba păi asta. da, dar real vorbind nu văd de ce ai avea. Adică ok, știu că îți primești hate și fără niciun motiv, da, dar sunt... calculând așa la rece, nu faci nimic deranjant, adică... Real chiar n-ar exista sunt niciun motiv. Sunt fel și fel de oameni, unii mai, sunt, sunt mai frustrați, alții nu. pe mine mă ajută hate-ul adică eu sunt conștient de treaba asta, pe mine nu mă deranjează. Poate să zică lumea are ce vrea, eu știu cum sunt, îmi știu, îmi știu integritatea ca om. Ce-au spus apropiații și părinții tăi de această idee, de la început până la final, mai ales părinții? mei au fost foarte, foarte fericiți pentru mine, erau foarte bucuroși și m-au susținut foarte tare, pentru că am niște părinți de nota 10 uh, și eu nu am o relație copil-părinte, adică noi avem o relație de, de prietenie mai mult, uh -huh. adică și cu mama și cu tata am înțeles foarte bine. Uh, și au fost foarte fericiți. S-au bucurat foarte tare pentru mine că mi iese treaba asta și mereu m-au susținut foarte mult. Și mă puneau la treaba, adică mai aveam momente în care na, nu am postat atât de multe daily vloguri, dar că mai îmi dădeau în cât un heads up la un moment dat. Mai, mai, mai și tu un vlog de la ce faci, dormi ghete, îmi zicea... Chiar mama îmi zicea treaba asta. Cum reușești acum să te împarți între facultate și ceea ce faci în online, pentru că ai spus că școala este foarte importantă? Cu facultatea este o mică problemă, pentru că fiind eu am, fost plecat 2 ani cu work and travel și am ratat examenele, pentru că, na, ideea e că dacă pleci mai, mai târziu după examene, prin iulie pierzi foarte mult din experiență și nu îți mai găsești nici joburi, pierzi și multe lucruri pe acolo, poți să pierzi și cazare, sunt mai mulți factori. Și poți să pierzi și bani, să fiu sincer. Adică nu mai faci la fel de mulți bani. Gândește-te că pierzi o lună din experiența respectivă. Corect, da. Și am luat decizia că restanțele o să le rezolv, se pot rezolva și am vrut să iau toată experiența din plin, să o, să o experimentez din plin. Și de asta am luat și decizia să plec mai devreme, cu riscul de a lua restanțele respective. Uh, cu facultatea trebuie să rezolv, vreau să rezolv, vreau să o termin. Sunt în anul 3. La ce facultate? La ASE la Fabiz, la facultatea, uh, facu uh, facultatea, de administrare a afacerilor în limba engleză. Ok. Așa. Și vreau să o termin, 100% o să o termin. Anul ăsta sau anul viitor. Depinde, na. Deocamdată anul ăsta sunt foarte prins în foarte multe proiecte și urmează proiecte foarte mari pe care trebuie să le fac și îmi doresc să le fac mai mult decât lucrul ăsta. E mai prioritar, sunt mai, mai prioritare proiectele decât facultatea în acest moment, dar anul viitor probabil că o să termin, mai mult ca sigur o termin. Cum s-a schimbat viața ta de când ai căpătat această faimă în online, care a venit destul de repede? Din punctul, de, din punctul meu de vedere, viața mea a rămas la fel, identică și o să rămână la fel. E vorba doar de standardele, standardele de viață care se ridică. Ușor-ușor n-am cu treaba aceasta, dar că nu... nu am luat figuri peste noapte, nu o să-mi iau figuri peste noapte. Pot să am și 10 milioane de, de followeri. Eu același om voi rămâne pentru apropiați, prietenii mei și lumea în general. Adică, nu știu, eu sunt o persoană foarte relaxată și foarte simplă. Nu am fost niciodată un arogant. Poate așa apar din online, mi s-a zis foarte des treaba asta. Poate așa, apar, dar nu sunt. Sunt o persoană foarte friendly, să zic așa. Dar ce înseamnă standarde de viață? Ți se pare că acum nu știu, trebuie să te îmbraci mai scump, trebuie să ieși în anumite locuri? Nu e vorba să... de asta, nu am considerat niciodată că ești interesant dacă uh -huh. ieși în anumite locuri sau nu. Mi-ar plăcea să experimentez și viața asta, am încercat să experimentez și viața asta. Nu mă dă pe spate. Adică, na, nu știu, e aceeași chestie, că stai cu... E vorba doar de Mediul, mediul, social în care te învârți. Eu mai, și îmi doresc mereu să-mi țin pe lângă prietenii mei care sunt, vor rămâne prietenii mei pentru că am niște prieteni de, la fel de nota 10 cu care m-am dezvoltat și mă dezvolt în continuare și am oameni pe lângă mine care își doresc ceva de la viață și lucrează proactiv să ajungă în partea aia. Pe lângă treaba asta, mereu o să... Eu sunt foarte selectiv cu oamenii. Adică nu, nu, vreau să sune arogant, pur și simplu am foarte mare grijă la oamenii cu care stau, cu locurile prin care mă învârt. E că practic asta e. Dar nu, niciodată nu o să mă schimb, nu cred că o să mă schimb, că nu, așa am fost eu de fel. Nu mi se pare interesant să nu știu, să mă duc într-un loc scump sau să-mi iau ceva scump, să zic, oh, wow, ce mi-am luat, să pun eu repede pe story. Sau... N-am fost niciodată genul ăsta. Într-adevăr, am o pasiune ascunsă pentru adidași și pentru îmbrăcăminte. sigur. Sunt foarte... Sunt foarte pasionat de lucrul ăsta, sunt foarte interesat. E un lucru care mă... În primul rând mă bucură și în același timp îmi oferă, nu știu, îmi oferă o oare, o oare care... Nu știu cum să-i spun. Mulțumire. Da, mulțumire. Îmi, ridic, îmi ridică încrederea de sine că când văd că arăt bine și mă îmbrac bine și mă stilizez bine, să zic până Dar așa. Dar investești mult în haine? Uh, haine? în haine nu prea. hainele de pe mine nu prea, că nu mi se pare... Mi se pare o prostie treaba asta. Adică pot să-mi o dată la un moment dat un tricou aiurea greșit și să fie, nu știu, un tricou de 500 de euro. să -s... să fie daună totală. să strice, data. exact. <laughs> în Adidas în schimb, da. În adidași, nu prea am limite la Adidas. Dacă îmi place ceva, o să-mi cumpăr. Bine, nu exagerez, adică n-am nebunit, dar o să fac în așa fel mereu mi-au chestii pe care mi le permit în primul rând. Uh -huh. Nu mi-au chestii pe care nu mi le permit, că nu nu mi se pare că are sens. Adică da, nu știu, cea mai scumpă pereche a mea de adidași probabil nici nu știu cât e, 1000 de euro, spre exemplu, dar am reușit să mă permit în timp. Adică am lucrat și am am strâns bani ca să mi permit asta, pentru că ai mei nu mai îmi dau bani de la vârsta de 18 ani. am mi-a zis: "Bă, nu ai investit până în tine până acum în educația ta, ți-am cumpărat chestii și așa, dai cum încolo, te descurci. Și te-ai descurcat? Da. Normal că m-am descurcat. Eram sigur că o să mă descurc. Te recunosc acum copiii pe stradă? Vin da, poze? foarte mulți. Și sunt foarte bucuros când vine, vin copiii la mine să facem poze cu ei. Sunt, mă bucură foarte tare pentru că simt oarecare apreciere din partea lor și încerc și eu mereu să le dau înapoi mai mult. Adică asta, cam asta e ideea din spatele toate acestei toate aceste chestii de, din online pe care o fac și mereu o să vreau să încerc să le mulțumesc lor pentru că datorită lor sunt unde sunt. Mi se pare foarte tare, cum spuneam și înainte, că și el a ajuns la un asemenea nivel în România încât el are putere să propulseze, să ridice oamenii de pe lângă el atât de rapid inclusiv șoferul. Da, de acord. Sunt de acord cu treaba asta. Este un om, este unul dintre cei mai influenți oameni exact. din, din, România în momentul ăsta pe plan uh, în mediul online, pardon. Uh, de asemenea, na, a fost, uh, pot să-mi asum și eu creditele mele la toată treaba asta, exact. dar uh, datorită imaginii lui am ajuns unde sunt. Adică nu o să uit treaba asta și sunt foarte conștient de cum s-au ridicat chestiile, dar i-am încercat oarecum să mă să îmi fac publicul să mă placă și pe mine, datorită lui. Adică uh -huh. am fost eu. Eu sunt foarte natural ca persoană. Îmi place să... na. Sunt foarte extrovertit. Mai am emoții uneori, dar în general sunt extrovertit. Nu tac din gură, nu place să tac din gură. Crezi că există vreo șansă ca, în acest caz, învăță celul să-și întreacă maestru? Bă, re... <laughs> real vorbind, nu știu dacă o să poată cineva să-l întreacă vreodată România. Pentru că asta e problema. În România ești limitat doar la oameni care vorbesc română. Pentru că noi facem cont în română. Da? Dacă eram poate în afară, în engleză, și conținutul nostru era în engleză, era posibil, e posibil treaba asta. Dar că, na, toată lumea, majoritatea generației noastre a crescut cu el. Și nu, mi-e greu să cred că o să-l cineva vreodată. Și din ce punct de vedere? Nu, doar de, nu se bazează doar pe treaba asta, că E el și el și așa. E, se bazează pe, pe treaba că el muncește foarte mult. Adică, cred că e unul de, de fapt, e cel mai muncitor om pe care îl cunosc. El are treaba în continuu. Eu încă mai am, nu știu, mai am. Uh, uh, mai, îl mai întreb ce eveniment are și așa. Și mereu e full. Adică, își face cu greu timp. El nu prea iese pe afară. Adică, iese pe afară cu prietena lui, cu Zmaranda, dar cu tovară și mai răruț, că e drăguț. Te simți cumva dator față de el, sau cum te raportezi acum la tot ce, ce s-a întâmplat datorită lui? Nu e neapărat că mă simt dator, dar oarecum am o. simt că trebuie să-i să dau ceva înapoi. Uh -huh. Pe partea materială, probabil că nu o să am ce să-i dau vreodată, că nu necesită și nu are nevoie de așa ceva. Dar pe plan moral și pe plan, nu știu, să-l susțin și uh, să mai vin cu o idee, să mai cu o idee sau. Uh, pe lângă, doar pentru faptul că sunt tovarășul lui, simt că îi dau câte ceva înapoi. Că mereu l-am ajutat, adică indiferent, și acum am fost la o filmare la Minte, mă frumos, m-a chemat la filmare și am fost la magazin, eu știu foarte bine, el cunosc foarte bine pe el, știu ce îi place, știu ce îi place să mănânce, ce îi place să bea și în fine. Pentru că și el îi seam seamănă foarte mult cu tatăl meu la comportament. Uh -huh. E foarte... E foarte atent la detalii și ține cont și de lucrurile mici. Și nu știu, am fost acum la magazin, la minte un frumos că am fost să-mi iau nu știu ceva de băut și am luat și lui fiști și place. Și s-a bucurat că avea o perioadă, a avut momentul ăla, se întâmpla să nu știu ce și era cam nervos. Și la mai s-a mai relaxat. Și, na, eu știu că îi lipsește colaborarea asta, pentru că când eram cu el nu îi lipsa nimic. Uh -huh. Nici mie, nici lui. Adică aveam grijă de amândoi. Era ca frații. Fix asta se întâmpla. Am ca și din aceeași farfurie. Suntem, am fost tovarăși foarte buni și suntem în continuare tovarăși buni. Te-ai vedea următorul personaj din Baza House? Ți ar plăcea, de fapt? M-ar plăcea foarte tare. Uh, nu știu ce să zic. Uh, cred că ar fi experiență de neuitat. Ar fi, ar fi, fi gălul meu pe anul ăsta. Pe lângă ce s-a întâmplat până acum, care este. Pentru mine, 2024 a fost un an ceas, cum îi zic eu. Să știi că se spune că 2024 este un an karmic. Înseamnă, înseamnă că asta? ai meritat. Ah. Că fiecare primește ceea ce merită. Deci, okay. dacă pentru tine a fost roditor, înseamnă că ai meritat din plin. E foarte interesant. Nu sunt cu asta, cu numerologia, astrologia sau ce mai e asta. Nu, știu, da. nu, mă pricep la ele, dar foarte interesant. Asta ar fi golul pe anul ăsta. Asta ar fi the final goal pentru mine. Pentru că e o expunere foarte mare, în primul rând, dacă vorbim de business. E o expunere foarte mare, te ajută să crești destul de ușor. Bine, depinde de și cum ești tu ca persoană acolo. Doar că cred că m-ar ajuta foarte mult să cresc pe, pe social media și pe, și pe, plan personal, pentru că ar fi o experiență wow, din toate punctele de vedere. Atea camere, probe, interacțiuni cu alții influenceri. Ar fi foarte interesant, mi-ar plăcea foarte tare. Acum nu știu, să vedem. Poate o să apar, poate nu o să apar. Vedem ce zice domnul Șelian. Atrăgei mai multe fete cu mașina lui Șeli? Sincer. Bună întrebare, da. Nu știu. La asta nu m-am gândit niciodată. Nu... Că, în primul rând, nu se urca nimeni la el în mașină. Adică, în afară. Dar așa de... așa din trafic, știi? Da, se uita lumea. Normal se uita lumea. Eu sunt. Le recunoști de la o poștă, ambele mașini. Că, da, pe lângă au să le la număr, are și niște mașini mai exotice, să le zic. Ți da. Ți-ai cumpărat mașina ta acum? Dacă mi-aș cumpăra? Dacă ți-ai cumpărat mașina. Nu mi-am cumpărat mașina mea. Urmează. Și care este mașina visurilor tale? Mașina visurilor mele din ce punct de vedere? Realistă sau nerealistă? Că realistă... Hai să spunem mașina visurilor tale pe care o să-ți o cumperi curând. Curând însemnând? Dă-mi un, dă -mi un mm, timp. În următorul an? Golul meu pe următorul an în mediu online, pe lângă asta. Pe plan material ar fi să, îmi... să mă mut singur, că stau cu ei mei. Dar nu mă deranjează, adică am o relație foarte bună cu ei. Ei, oricum, sunt plecați de acasă non-stop, adică ne vedem foarte puțin. Uh, ar fi... mi-ar plăcea să-mi cumpăr un M3. Uh -huh. m Competition. Aia ar fi o mașină pe care mi-aș dori eu să o cumpăr. Bănuiesc că, odată cu faima din online, uh, a crescut și faima rândul fetelor. și vreau vrea să-mi spui dacă ești acum într-o relație. Uh, nu. Solo. Solo. Solo, solo, solo. Nu... na, nu știu, după fosta mea relație, care s-a fost acum vreo aproape doi, de fapt, nu, un an și un pic. Ok. Nu am mai simțit nevoia de o relație. Pentru că nu. Într-o relație trebuie să-ți investești foarte mult timp și mai ales în punctul în care stă acum, poate ar fi foarte benefică pentru mine și m-ar ajuta foarte tare să mă dezvolt personal, dar în același timp, dacă nu e persoana potrivită, ar putea să mă tragă. distragă. Da. N-aș vrea să zic tragă, să mă tragă în jos, că e prea mult, da? Să mă distragă. Ce urmează acum pe YouTube? Urmează să continue această serie? Șoferul influencerilor, dacă vrei? Da, deci asta, încă nu am anunțat treaba asta, dar nu mă deranjează, să puteți să o puneți. Uh, vreau să fac o serie de-asta, vreau să fac o serie în care o să fiu șoferul vedetorilor pe rând, bine, o să fiu șoferul tuturor vedetorilor, bine, depinde cine vrea să și cine nu vrea să apară, dar uh, mi se pare că ar fi foarte interesant și pe lângă asta nu avem așa ceva în România. Uh -huh. Mi se pare ceva exclusiv, oarecum. Uh, și pe lângă treaba asta, aș vrea să mai fac niște niște serii pe canal. Doar că necesită foarte mult buget, nu e ieftin să faci ce îmi doresc eu să fac. Pentru că, bine, și el acum face deja, face, și le-a ajuns deja să facă emisiuni, și face producție foarte complexe. complexă, exact, foarte producții foarte complexe, și nu pot să fiu la nivelul ăla, dar mi-ar plăcea să fac formate. Uh -huh. Nu genul lui de emisiuni, ceva în stilul meu, mai în stilul meu, dar mi-ar plăcea să fac asta. Urmează. O să urmeze foarte multe chestii interesante pe canal, dar asta va fi deocamdată seria principală, care cred că va prinde foarte tare, pentru că e un fel de, nu știu dacă știi, uh, carpul cu car... car... car okay. exact. Bine, nu stau să cânt, că nu mă pricep să cânt. E seria mea preferată. E, e o serie foarte de, de succes, care, da, n-a avut cine să o facă până acum. O fac care eu. Care ar fi apogeul? pe cine-ți-ar plăcea să aduci într-unul dintre vlogurile tale, și din România, și pe plan internațional? Hmm. Păi... Din România bănuiesc că este destul de accesibil, cumva. Da, mai mult sau mai puțin. Sunt foarte multe vedete la care ajungi destul de greu. Pentru că ori nu vor să apară, ori nu activează mediul online. Dar dintre influencerii, na, nu știu, pe Dorian Popa, care, cu care urmează să filmeze, mm -hmm. deja am vorbit cu el, este un om de nota 10. Și cu Shelly vreau să fac un videoclip de genul, pentru că nu avem doar pe TikTok și ar fi tare să fac și unul pe YouTube cu el. Și uh, așa că vedete nu știu, Alex Velea, Smiley, genul ăsta. Și internațional? Internațional? Greu de spus, nu știu. Facem așa un exercițiu de imaginație. Tot din, din mediul ăsta, artiști mi-ar -ar plăcea să aduc, uh, nu știu, Lil Baby, Gana, mm -hmm. din domeniul rapperilor. Sunt uh, na, sunt uh, categoriile mele favorite. Asta cred că ar fi, nu știu altceva. Mm da, Iar, asta ar fi. Nu știu ce exemplu să dau, dar asta ar fi un exemplu bun internațional. Iar ca o întrebare de final, ce ți se pare ție că aduci nou pe YouTube-ul din România față de restul influencerilor care există deja pe piață? Nu vreau să fiu moțul din munte, doar că consider că sunt o persoană destul de naturală pe cameră și nu știu, mi se pare că în viața de zi cu zi sunt la fel ca în vlogul respectiv. Bine, într-adevăr sunt un pic mai hype pe vloguri ca să poți să umpli uh -huh tăcerea aia, să umpli golul ăla, că trebuie să fie așa. Corect. Doar că mi se pare că sunt o persoană super naturală și în același timp umorul mă ajută foarte mult. Carisma asta de care zice toată lumea. E o chestie născută, na, de la tata o moștenesc. Îți mulțumim mult de tot, într-adevăr ești Eu foarte carismatic. A fost o plăcere să te întâlnesc, mi-a plăcut foarte mult să vorbim și îți doresc foarte mult succes în viitor. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc pentru oportunitate. E o oportunitate bună. Mi-a plăcut foarte mult la voi aici. Foarte drăguț. Mulțumim uite, mult de uite tot. Uite să vedeți la un N-am poză ce mi-a pus. <laughs>